pentru ca de ziua ei, la 15 ianuarie, să stea în mijlocul fanilor pe lansarea primului său videoclip muzical. Îmi place să mă gândesc că ne-am făcut noi prieteni, prieteni străzi, persoane ce sunt mai puțin norocoase decât noi și vreau să zic că a fost un moment extraordinar. La un moment dat am și dansat împreună cu persoane care trăiesc pe stradă, erau și români ai noștri. La un moment dat le-am cântat o melodie Marie și Mărioară. A fost emoționant, a fost foarte frumos și o experiență pe care vreau să o refac. Am fost surprinși românii că o româncă e printre ei și ajută. Da, a fost emoționant și pentru ei, mai ales auzind cum se românește, oricum. Pentru câteva minute s-au simțit ca și acasă, pentru că sunt oameni care și-au lăsat familia, o viață întreagă a România. Majoritatea nu spun familie că sunt în condițiile în care sunt, din rușine, din mândrie, să nu creeze supărări acasă.